Domnule Mulțescu, primul meci pe banca lui Dinamo la această revenire, prima victorie. Da, e o victorie foarte prețioasă, obținută în fața unui adversar foarte valoros. Voluntari și-a făcut o echipă foarte bună și pregătită, a avut și timpul necesar, normal, în condițiile în care marea majoritatea jucătorilor au venit după 3 săptămâni de carantină și a trebuit să recupereze o parte, dar din pregătirea, din lipsa de pregătire, sau pregătirea lipsă, dar am reușit să facem o strategie cât de cât, nu cât de cât, a fost o strategie câștigătoare, dar bazată pe combativitatea jucătorilor și pe dăruirea lor. Le-am spus înainte de joc și au înțeles că acești meci se joacă și cu inima și au acționat în consecință. A trecut peste oboseală, peste lipsa de pregătire și am reușit. Am stat tot timpul cu inima îndoită și cu frică să nu care cumva un jucător să clacheze sau să se întâmple ceva. Din păcate, organele în drept nu înțeleg despre ce e vorba. Nu știu ce liga și televiziune ce așteaptă. Ce ați văzut la faza penaltului? Am văzut în cel mai fericit caz fault pentru noi. A fost clar. Am vorbit și cu arbitru, i-am spus, domnule, în afară de greșeala, au mai fost runde, dar ai arbitrat destul de bine. Ai plecat de acolo, l-am văzut cum a plecat de lângă fază, că a văzut, era la 2-3 metri de el. Ionel Dăncilescu a și fost eliminat. Da. Mai mult ca sigur că arbitru al cincelea sau cine acolo, arbitru de margine sau cine e la, sau de, da, de margine, asistentul de margine, probabil că acela l-a întors din drum. Păcat. Așa ceva nu am mai văzut după timpuri imemoriale și de tristă amintire. Karim, credeți că echipa va putea face față la următoarele jocuri? Nu știu. Am mari îndoieli și frică. Pentru că vorba din două în două zile. Eu nu înțeleg ce gândesc acești oameni. Nu înțeleg. Echipa a stat 3 luni, 3 săptămâni în carantină. De-abia am reușit să, cât de cât, să mai băgăm puțină pregătire în ei. Dar ce să, cât să faci? Să susții un meci întreg și o echipă valoroasă e greu. Va fi adversarul la fel, dar poate mai greu. Hermannstadt. Dar oricare ar fi și un adversar din Liga a doua sau eu știu, și tot îți creează mari probleme pentru că nu poți să susții la 2 zile, cum poți să te refaci după efort? Acum am și jucat la 9:30, să termin la 12:00 noaptea, până adorm, și pierdem și noaptea. Mâine ce să facem? Putem să facem nimic? Păi mâine e meciul. E posibil așa ceva? Nici dacă eram pedepsiți la ocnă, pentru vin foarte grave nu era așa ceva. Nu se poate, nu înțeleg. Eu nu, efectiv nu înțeleg. Oameni contra oameni. Păi Franța cu Belgia, cu Olanda l-au întrerupt în momentul când a apărut pandemia. Turcia n-a mai retrogradat nimeni și au intrat și celelalte și dau drum la campionat așa. Pentru că au grijă de oamenii lor, au grijă. Le pasă de ei. Au fost medic care a ieșit la televiziune și a spus, domnule, organele vitale sunt afectate, atenție! Ce facem? Așteptăm să cadă un om pe teren? Sau ce, un jucător? Păi în Cehia o echipă, un jucător și o echipă și s-a terminat. Și la noi curg infectații și, știi, și noi avem timp și chef să jucăm fotbal în condițiile astea. Da, ne-ai spus, veniți și jucați fotbal. Venim! Venim, că avem obligația să venim, dar creează condiții care să nu mi afecteze sănătatea jucătorilor și viața. Cum ați stat cu tensiunea la finalul jocului? Eu mai știu dacă mai am tensiune sau nu mai am. S-o fi, o fi explodat și a dus. Nu se poate. Dar în fine, mă bucur pentru jucători și în al doilea rând vreau să felicit staful tehnic pentru că munca lor a fost extraordinară, au reușit și preparatori și antrenori secunzi să, din punct de vedere fizic, să modeleze, să jongleze și cu perioada scurtă și cu intensitate foarte, foarte bine lucrat și felicit cu tot drag. UTA și FCA deja au promovat Mioveniul la baraj, Rapid încă o dată ratează promovarea. Cum vedeți această situație? În primul rând, mă doare Petrolul, echipa
cu care o simpatizez foarte tare și pentru care am lucrat două mandate și am avut rezultate foarte bune. Odată am salvat echipa de la retrogradare, iar odată am luat-o după locul 5 și am dus-o în cupele europene, mă rog. Și s-a creat o relație foarte bună între mine și suporteri. De-aia îmi pare rău pentru ei că și merită pentru publicul care este extraordinar de pătima și de cald. I-au susținut atât de mult. E păcat, e păcat. Mâine dimineață este finala Ligii Elitelor, ați fost prezent la semifinală, are Dinamo viitor? Are ceva viitor. Câțiva jucători sunt chiar, vor fi jucători valoroși. Alții se pot face prin muncă, au ceva calitate, se pot face, sigur că da. Da, din generația asta cred că va ieși ceva. O decizie inedită în această seară, doi portari pe banca de rezervă, cei doi tineri, Da. Vara și Mitrovici. Vreau să spun că acum câțiva ani apărea portarul Vlad de la Craiova, pe care l-am scos noi la rampă și l-a luat FCSB-ul. Acum Vlad, din păcate, este într-o perioadă foarte grea, o formă sportivă foarte slabă, precară chiar. Acum sunt acești doi portari care asigură viitorul echipei. Deci în paralel avem și grijă ca viitorul să producă, să fie reprezentat de jucătorii scoși de la Academia Dinamo.